psihiatrie din orașul Săveni nu mai are niciun medic care să se ocupe de copii. Așa că părinții trebuie să-i ducă la control la 40 de kilometri distanță, la Botoșani. Noi până la 1 iulie am avut doi medici, unul pensionar și unul tânăr angajat în 2021. Dar doamna doctor tânăr a intrat în concediu pentru creșterea și îngrijirea copilului. Secția din Săveni e parte a Spitalului Județean de Urgență Botoșani, unul dintre cele mai mari din țară. La hematologie nu mai e niciun medic, iar la pediatrie secția se va înjumătăți în scurt timp, când mai mulți medici vor ieși la pensie. Și nu e singurul exemplu. La Orșova nu există niciun neonatolog, iar lipsă de specialiști în tot spitalul. Pe neonatologie, din păcate, Spitalul Municipal Orșova, acum când noi discutăm, nu mai au loc nașteri de 4 luni de zile. Avem nevoie de medic neonatolog. Medicul este nevoit să stea peste orele de program, este mai mult solicitat în gărzi, face mai multe gărzi pe lună. Mai bine de jumătate dintre medicii din România sunt concentrați în București, Craiova, Timișoara, Cluj-Napoca, Târgu Mureș și Iași. În restul țării, cele mai multe dintre spitale găsesc greu specialiști dispuși să se angajeze. Medicii trebuie căutați, trebuie pețiți, efectiv, trebuie avute discuții cu centrele universitare. Ei nu caută doar beneficiile salariale, caută și un loc de muncă care să le ofere condiții decente. Adică să aibă echipamente medicale, să aibă condiții de cazare bune pentru pacienți. Cu astfel de politică, Spitalul Județean din Bistrița a reușit să atragă aproape 100 de medici în ultimii ani, și să fie modelul pe care Ministrul Sănătății vrea să-l extindă la nivel național în cadrul unui plan care să rezolve deficitul de personal medical. Soluția nu este una miraculoasă. Soluția este o politică de resurse umane pe termen mediu, măcar de 5 ani. Lucrăm împreună cu universitățile și cu Ministerul Educației. O să vin cu un calendar foarte clar. Pentru a deveni mai atractive pentru medici, spitalele își pot moderniza clădirile și se pot dota cu echipamente pentru secțiile de ambulatoriu, cu ajutorul fondurilor nerambursabile din PNRR. Proiectele se depun până la sfârșitul lunii noiembrie, iar finanțarea poate depăși 2 milioane și jumătate de euro.